Mănăstirea Solca din județul Suceava a fost redeschisă după 236 de ani de la desființare. Așezământul monahal a fost închis de Imperiul Habsburgic după ocuparea Bucovinei din anul 1775. Ieri a avut loc instalarea celui de-al 25-lea stareț din istoria mănăstirii. Moment istoric în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Mănăstirea Solca, una dintre cele 21 de mănăstiri și schituri închise de Imperiul Habsburgic, a fost redeschisă ieri. După săvârșirea Sfintei Liturghii, în istoricul lăcaș de cult al așezământului monahal, Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, l-a instalat stareț pe protosinghelul Elefterie Ionesie. Cu acest prilej, Părintele Melchisedec a vorbit despre istoricul acestei mănăstiri. Una dintre multele răni ale Bucovinei se închide astăzi sub ochii noștri. Este vorba despre mănăstirea Solca, una dintre cele 21 de mănăstiri și schituri închise de către Imperiul Habsburgic după ce acesta a ocupat Bucovina în 1775. Între primele gânduri pe care n-a prea simțitul Părintele Calinic le-a exprimat când Dumnezeu a rânduit să fie ales arhiepiscop al nostru, a fost redeschiderea mai multor mănăstiri închise de către Imperiul Habsburgic. Și aici am să mai amintesc încă o mănăstire care urmează zilele acestea să fie redeschisă ca mănăstire de maici, Mănăstirea Pătrăuți, Mănăstirea Sol, care era ramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel și a fost scritorită între anii 1612 și 1614 s-a terminat și câțiva ani mai târziu Ștefan Tomșa al II-lea a sfințit-o, care a fost domn al Moldovei, fiul lui Ștefan Tomșa I, între anii 1611, 1615 și 1621, 1623. Biserica mănăstirii a fost începută în 1612 și a fost sfințită de Marele Mitropolit Anastasie Crimca în 1614. După aceasta, lucrările de zidire a altor clădiri ale mănăstirii au continuat până în 1622. Biserica, așa cum o vedeți, este monumentală, având înălțimea de 36 de metri, fiind a doua după Dragomirna ca înălțime după perioada medievală a Moldovei. Tot ieri a fost instalat noul preot paroh al comunității din Solca. În paralel cu redeschiderea mănăstirii, la Solca se dorește și construcția unei biserici pentru credincioșii din oraș. Până când vor avea un nou lăcaș de cult, dar și după aceea, Părintele Stareț Elefterie i-a asigurat pe credincioși că mănăstirea le va fi deschisă. Știu că această biserică în care ne aflăm în acest moment este biserica dumneavoastră de suflet. Este biserica în care dumneavoastră, copiii dumneavoastră, părinții, străbunicii dumneavoastră au fost botezați, cununați, înmormântați. Vă asigur că, chiar și atunci când Solca va avea o catedrală a ei, această biserică de suflet va rămâne pe mai departe deschisă la orice solicitare din partea dumneavoastră. Noul stareț al așezământului monahal a făcut parte din obștea mănăstirii Putna, începând cu anul 1998.